Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod în care avem mare meci mare împotriva echipei de pe locul 4, a doua clasată, meci cu Villarreal, se pare. Cum am zis, a doua clasată, adică noi avem acum primul meci din acest episod cu Villarreal, după aia avem meci cu prima clasată și din nou cu Moscova. Nu știu dacă vom simula sau nu, vedem exact pe moment cum este treaba, nu știu dacă mai avem... Nu, cred că următoarea partidă va fi în noiembrie, nici nu știu exact când mai avem. Mai avem oare partide pentru Naționala României? Zic, ba da, stați, că noi am jucat în septembrie, în octombrie și acum este noiembrie, da. Pare că pe 11 mare meci cu Germania ce avem, dar meci pe care cel mai probabil vom lăsa pe episodul următor și mamă ce meci o să fie cu Germania. Și acum am luat o curiozitate, sincer să fiu, nu cumva dacă avem acum meci cu Germania, asta nu înseamnă că ultimul nostru meci cu cine o să fie? Ultimul meci al nostru va fi tot cu Germania și cu Portugalia, mamă, deci în septembrie 2023. În septembrie, după ce se va termina perioada de vară de transferuri, vor juca Portugalia și cu Germania pentru a stabili primele clasate. Noi până atunci trebuie să facem un meci foarte bun cu Germania, meci care nu știu dacă se va juca în episodul ăsta sau meciul următor. Și în special trebuie să vedem să facem și cu Turcia, Danemarca și Scoția, pentru că n-ar trebui să pierdem deloc, ar trebui să scoatem numai 3 puncte. Din păcate avem de ales ori naționala lui Cătălin Cîrjan, ori naționala lui Felix, că na, Cristiano Ronaldo mă gândesc că s-a retras, sau naționala lui, nu știu care e cel mai bun la momentul actual în Germania. O să ghicesc și o să zic Sane, mă gândesc, în care sperăm neapărat ca în acel sezon în care vom juca Euro, ce mai probabil va fi și ultimul sezon din cariera noastră, decât dacă nu simt că vreți neapărat să mai continui, dar asta atunci cu like-urile și cu comentariile pe care o să le dați. De fapt și cu like-uri și comentarii pe care le dați de fiecare dată în această serie, la fiecare episod. Bun, Cîrjan prima pasă, Coutinho aici ne așteaptă, Coutinho, o pasă bună pentru Cătălin Cîrjan și Cătălin Cîrjan direct se duce, sprinta, o golațo, luă mingea! Haideți să mai marcăm câteva goluri superbe, să ne grăbim cât mai rapid. 1-0, 4 goluri pentru Cătălin Cîrjan în La Liga, în luna noiembrie. Puțin slăbuț dacă mă întrebați acum să fiu, avem doar un singur gol în Champions League, 4 în... La Liga, la Real Madrid dansă mai bine, aveam statistică mai bună la Real Madrid. Dar ce să vedeți, dacă nu suntem din finală, îl bagă pe unul care avea 2 goluri în 40 de partide. Na, nu mă mai enervez. Frumos, Cătălin Cîrjan din nou, Cătălin Cîrjan direct la Dembélé, doar că Dembélé așa se uite după minge, el e așa, mingea în față, el cu spatele. Și de ce nu mi-a spus că am mingea? Bă, băieți, trebuie să stau eu să fac mișto din Dembélé, în loc să mă grăbesc. O pasă direct la Coutinho și în alșu, direct în plasă laterală, mai bine îl driblam, cardea mingea decât să... Oh, ba nu, save, e save. Opa, ce aveți, mă? O pasă acolo mai în față, din nou îl vedem pe Coutinho. Coutinho oare reușește să ne dea acolo o pasă și Cătălin Cîrjan! Ce ocazie mare am trecut acolo. Aproape de dublă, bă, băieți, și eram sigur că dă la asta din față, dar hai să nu înaintez, că poate. Vine acolo, bun, pasă mai în față, Coutinho ne-o dă înapoi nouă. Sau, da, Coutinho era de data aceasta. Coutinho ne se întoarce și Cătălin Cîrjan direct în blocaj, din nou, că nu mai pot cu blocajul ăla. Pasă pentru Cătălin Cîrjan, doar că nu știm cum să-i o dăm aici, hai cu De Jong, că De Jong mă gândesc că e viziunea mai bună a jocului. Hai, jucați acolo cu mijlocul. Hai, mă, dar stai, te poziționezi prost, nu te gândești tu la mine. Hai direct, o pasă acolo, așteptăm pentru... Hai, Dembélé nouă, dacă tu nu știi. Și Cîrjan peste poartă acolo și trântit și lovit. Ocazie mare și se termină și prima repriză, da, știam, de-aia m-am pus în fund, pentru disparare se termină prima repriză. Mi-am dat seama, gol, șeptarul nostru reușește un gol în minutul 7, dar... Doar atâta, că restul s-a mai întâmplat nimic semnificativ în această primă repriză. Lăutaru, hai, acolo, Răbău, care ești, cam creuți cu pasa aia și un tackling foarte bun făcut de apărătorul, nici nu știu care era O pasă foarte bună dată de Cătălin Cîrjan la De Jong acolo. A tăcut că nu mă așteam să ducă atât de bine. Și direct la Coutinho, doar că Coutinho se mișcă prost, cam lentuț. Dar cu toate acestea reușește să marcheze golul de 2-0 pentru Barcelona. Asistul nostru după pasă foarte bună dată. La ce să vedeți? La De Jong și în sfârșit jucăm cu Messi. Mi-era dor de Messi. Puteam să-i pasăm lui Messi, doamnelor și domnilor. Nu vine să cred. Mai trăiește Gai, sunt căi, doar că e Martinez pe partea aia și nu înțeleg de ce. Scapă băieții puțin pe atac, noi direct o pasă la Lionel Messi. Lionel Messi cel vede acolo cum îl simte pe Dembélé. Dembélé înaintează, să vedem dacă putem să-l ajutăm noi pe Dembélé. Și un fines! Interesant. A confundat jucătorul lui De Jong, am văzut ceva negru în poartă, gen om cu un negru și am crezut că ăla e portarul. Și golațul, 3-0 Dembélé, un început mai bun. Messi nici nu se bucură. O pasă mai în față, Cătălin Cîrjan la Lionel Messi. Lionel Messi îl așteaptă pe Cătălin Cîrjan. Dar, hăți, că aproape. Hai, hai acolo și luăm mingea, reușim să luăm mingea, dăm și un asist la atacantul nostru sau nu? Sau nu, dăm o pasă foarte bună, dar totuși e dubla lui Dembélé. 4-0 și vorbește Crainicu acolo pe fundal, că n-a foarte bine. Osman Dembélé cu al treilea gol, două în aceste meciuri. Bun acolo, băieții scapă pe atac, îl vedem pe Dembélé pe acea parte și fugim și noi că putem de tare. Dembélé nu se oprește, se întoarce, dar hai, dă-ne nouă mingea dacă nu poți. Bă, vine acolo... Vine acolo, jucătores, jucătores. Hai mă, n-am stamina și mă mișc puțin mai greu din câte se vede chestia asta. Totuși blocăm acolo. Apărătorii să arunc acolo, spui că e finala Champions League, să arunc în ultimul hal ca să nu mai fie 5-0. Păcat că stamina noastră e cam pe roșu. Dacă aveam o leacă mai full, sigur puteam să driblez, să fac o schemă, ceva. Să reușim să dăm un gol foarte spectaculos. Din nou, îl vedem pe Cătălin Cîrjan, o pasă la Lionel Messi, Lionel, ne dă nouă mingea, Leo Messi. Și, de ce o oprit faza la partea asta? Cîrjan, fix când se centreze, ca să fie 5-0. Dar arbitru oprește faza, le-a fost milă de celor de la Villarreal, cred că ca să nu-și iau o mileță prea mare, nota 10 pentru noi, într-un meci în care zic că am fost furați, mai meritam un gol. Dar cu toate acestea urmează aici un meci împotriva echipei de pe locul 12, am văzut acolo cameramanul în dreapta foarte profesionist, 2-1 doar, și avem meci cu echipa de pe locul 2, se pare că am întrecut-o la gol la averaj datorită acestei victorii foarte bune, cu 4-0. Martinez, Coutinho, aceiași jucători extraordinari, toți la noi +1, +1, +1, doar noi cred că nu avem +1. Nu știu de ce, poate noi nu putem să avem +1. Cine știe, Dembélé, Gomez, o echipă foarte interesantă a celor lui Bilbao și haideți să facem spectacol, să reușim să ne detașăm de această echipă cu 3 puncte sau... Ne știe, să reușim o fază frumoasă oricum. Dembélé, care normal în momentul de față realitate este la Atletico Madrid, împrumutat, măcar știm care Dembélé. O echipă bună pe care o băieții, pam, Selegereanu, driblau, ho, fake acolo, ce nebunie. În driblau și dita mai stadionul lui Bilbao, un stadion imens în totalitate. Noi tot în... Mereu îmi place, când avem meci împotriva unora care au tricou roșu, noi trebuie să fim roz. Foarte bine aici, îl vedem pe Cătălin Cîrjan care așteaptă pasa, nu i-o dăm la banda aia, pentru că știam că De Jong poate să dea mult mai bine. Martinez, minge pentru noi și aici Coutinho... Aoleu, cum am gândit că s-a mai bine. Ocazie mare din început. Deci aici, primelor clasate, Atletico Madrid pe locul 3 se pare. Dacă scoatem un egal, Atletico o să fie pe locul 1. Culmea. Deci știu ce vrea Atletico de la noi. Hai să înaintăm. Hai De Jong, hai. Mulțumim. Mulțumim, așa, suntem foarte politicoși astăzi, clar. Și acolo direct pentru De Jong. Da, apără portarul. Ce se învață acolo. Nu pot să cred. Hai la Angle, una în spate, și un fines! Aia zic, Cătălin Cîrjan! Hai, domnul antrenor, unde sunteți? La domnul antrenor aici! Hopa! Vedeți dacă putem, bă, băieți, vedeți dacă ni se dă șansa. Un euro, gol aici, frumos. Cătălin Cîrjan din afara careului. Mamă, să mai vedem din alt cadru. Încă o dată, mamă, încă o dată. Hai, mai mult puțin cadru să fie mai spectaculos. Extraordinar. Camera 3D reușește aici să prindă frumosul șuta, o golața lui Cătălin Cîrjan și după un asemenea gol trebuie să fiți fericiți, bă, băieți. Trebuie să fiți fericiți, Cîrjan acolo filmat de la spate, pe la spate. Șeptarul! Mă reușește un superb gol în minutul 19. Cătălin Cîrjan, camul nostru, înaintează foarte bine. Cătălin Cîrjan, Cătălin Cîrjan, cred că vrea din nou un asemenea gol, doar că de data asta se duce în blocaj. Nu luăm asist, dar Coutinho reușește golul de 2-0, nici mă mai bucur Coutinho. Aba, nu era Martinez, Martinez care are un șut foarte bun, că este striker, dar este ținut bandă de către domnul antrenor. Trebuie să-i facem fiecare cu viziunea lui. Martinez, gol din practic fața noastră, din pasa noastră, doar că nu luăm asist, ador momentul ăsta. Bine, Cătălin Cîrjan, direct pas la lăutarul Martinez, dacă nu o prins pe asta Martinez, erai... Nu mai zic, m-am oprit. Gata, nu mai continui. Cătălin Cîrjan, Cătălin Cîrjan. Opa, ce aveți, bă, băieților? Hățuleanu, stați cu minte. Mi-am bătut joc de fază. Măcar se oprește aici prima repriză. O repriză în care se pare că reușim să dominăm Bilbao. Nici un șut pe poartă pentru ei. Și cam ridicăm, cam ajutăm Barcelona, bă, băieți, să fie pe locul întâi în campionat. Direct, hai, am înaintat, doar că nu primesc pasa. De ce? De ce nu mi se acceptă viziunea? Opa, ce sprint acolo unui jucător, nu știam care e, cred că era Dembélé sau nu știu care era. Am văzut că bag o viteză atât de mare, m-am emoționat și am vrut să-i dau pasul lui, dar s-a foarte rău. Toate acestea nu ne se anunță cu cine avem următorul meci. Puțină greșeală, guys. Cam mică gafa lui Ter Stegen, înaintăm aici cu sprintau gigantic al lui Cătălin Cîrjan. Hai, 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 hai atacantule, de-aia ești bun tu. Să-i dai nouă mingea, nu pot să cred că să lovim mingea de el. Am zis și eu că cu finesul ăla poate să duce așa mingea mai, într-un fel mai cu efect, nicio treabă. Toate acestea vedem că se face o schimbare, iar pleacă un jucător cu număr 7 și de data asta suntem noi. Cîrjan aici, sprintau! Târzau, zic că nu a fost chiar atât de târziu. Ba da, încă era nu, se da s-o întors, bă, băiatule. Bilbao vor să aibă, cred că măcar un șut pe poartă, cred că de asta tot fac schimbări. Măcar un șut pe poartă să aibă până la finalul meciului și cred că ar fi fericiți. Martinez, aici, ne-ai dat o pasă bună, mâncați-aș gurica ta. O pasă acolo pentru Martinez, care Martinez ne-o dă de data aceasta. A, bă, era fault acolo, dacă mă împiedicam se dădea fault, o simțeam pe aia cum se dă. Deci a Cîrjan, 7 jucători, câți erau acolo? Minim 3 erau acolo în poziția fix unde voiam eu să șutez. De ce nu mă faultează pe mine dacă mai urât ca să fie o lovitură liberă, măcar că nu mă supăr? Hai, dă-o de frică pe asta, bine. Îți foarte bine acolo Cătălin Cîrjan și pe deposedare, aia zic. Pasă bună, suntem pregătiți să o dăm. Suntem pregătiți, dar nu ții, atacantule, că tu nu meriți. Și nu pot să cred cum o scos-o pe asta. Era unul cel mai frumoase goluri. Ala se mișcă. L-ați văzut pe la spate ce făcea acolo, așa, în continuu. Cu toate acestea, opa, capitanul echipei, dar se poate altfel. Dă o centrare fix unde era un jucător de-a nostru. Mamă, ce șut! Ce ocat, bine, e ușor de scos, nu zic nu. Dar ce șutau acolo, bă, băieți, ce, hai, bă, dar atacant, au încercat runda a doua, bă, a fost o fază frumoasă, hai să încerci a doua oară. Opa, ce scapă aici, băieții, pe atac și primul lor șut pe poartă. Nu pot să cred, bă, câtă ocazia mai. Deci nu pot să cred, uite, așa fac, hai, hai, faceți ceva, acum așa trag de timp. Ce a fost, mă, un singur șut pe poartă au avut și băieții ăștia și ne strică golaverajul nostru acum. Golaverașul nostru, Blanao. Hai, 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 hai. Deci chiar atât din față. Măcar noi să avem ultimul atac, dacă tot. Dar toate acestea se încheie și acest prim meci în care Cătălin Cîrjan, nebunie totală. Hai, chiar scuze, chiar un singur șut pe poartă oare o avut și la gol? Nu-mi vin să cred. Nota 10 pentru noi, asta este clar, nu se pune problema. Urmează acum meciul cu Spartak Moscova, în care, ce să vedeți, suntem ceva cam obosiți. Jesus cu Coutinho vor fi atacantul și respectiv banda noastră, nu pe poziția care trebuie. Îi dăm foarte frumos un quick-sim și reușim. O 3-0, Cîrjan marchează, Dembélé, Cîrjan și Awar. Messi intră și el pe teren, în sfârșit pe poziția lui. Napoli 2-1 cu Rangers. Facem și un ultim antrenament aici înainte de mărețul meci. 88 overe înainte de România. Germania ne-a pus aici în formă să fim perfecți. 88 overe înainte de mărețul meci. Și mai departe, cred că o să vorbim cu domnul antrenor și zicem, bre, știi care e șusta? Hai să zic eu care e șmecherea, nu vreau să mă bagi în următorul meci ca să fiu eu sigur că am stamina full și toate cele. Chit că era o perioadă destul de lungă care... garantat, cel puțin garantat, aveam timp să îmi refac stamina 100%. Dar de ce să risc? 98 la long pass, văleu. Ce avem așa mai ridicat? 93 finishing. Agilitate 98. Avem niște statusuri destul de wow. Am fi OP în Ultimate Team. Dar urmează aici mare meci, mare România, Germania, bătălia echipe de pe locul 2 versus echipa de pe locul 3, un meci extrem de important în care, ce să vedeți, intrăm. Hai să vedem totuși echipa Coman, Andone, Man în atac. Coman, Andone și Man, bă, o să fie puțin cam greuți. Marin cu Cîrjan și cu Stanciu, din nou Stanciu Sidiam, Panțărul, Nedecearu, Chirică și Manea cu Radu în poartă. Iar la ei, Suleter, Stegen înseamnă că este... Mamă, Leno, da. Nici nu știam că Leno-i german, sincer să fiu. Bă, Leno în poartă, fostul nostru portar la echipa la care am debutat. Vedem și Kroos aici, fostul nostru coleg. Uite, l-avem pe Sule de la Barcelona, pe Kroos de la Real Madrid și pe Leno de la Arsenal. Deci, practic, ne-am întâlnit cu colegii. Știm echipa, știm jucătorii. Haideți să facem ceva spectacol, bă, băieți, că va fi un meci extrem de greu. Meci în care trebuie să scoatem măcar un punct. Jucăm direct la băieți acasă. Opa, atacul lor impresionat cu Gnabry, Werner, Sane din prima, Chimici pe mijloc. Va fi un meci foarte greu în care sperăm să jucăm foarte, foarte bine și avem nevoie să jucăm foarte, foarte bine. Opa, foarte bine acolo, Mania la Sane. Hai, înaintează acolo, am văzut că nu înaintez, pasă sus, nu dă sus, Coman ține și el de minge, bă, ce îmi plac românii mei, țin de minge, nu dau pasă, văleleu. S-ar putea să fie un atac acolo, hai Manea din nou, fă puțin spectacol, dar lasă doar culoare de data aceasta. Pam, o trecut și de noi din păcate. Andone foarte în spate ca atacant, nu e ok, Răzvan Marin de data aceasta, lăsați-mă pe mine să încep atacul. Sau nu, Coman cu Marin, Coman cu Marin, de data aceasta vedem pe Andone. Andone, cât de aproape, cât de aproape, nu pot să cred. Gnabry, 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 ocazie mare, da, apără Radu. Ocazie mare, dar ne punem noi cu Germanica, ocazie foarte mare. Să sperăm că, opa, Cătălin Cîrjan, bun, mai dați una. Dar nu jucați pasi în care mi-e frică, chiar serios, în cea mai neironic mod, mi-e frică, o pasă acolo foarte, foarte bună pentru Denis Man. Denis Man ne dă înapoi, da. Dacă o leacă mai în dreapta, dacă era puțin mai în dreapta, aveam spațiu că să fac o schemă, ceva, da. Cap aici, volan, scap, jucătorul lor pe atac, bun, 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 bun. Acolo Florinel Coman, Florinel direct, o pasă pentru Cîrjan, dar Andone nu era în offside, Andone nu era în offside și golul Leno Andone din pasa lui Cătălin Cîrjan. Eu m-am oprit, eram sigur că e offside. Dar se pare acolo că un câbă, altceva, cred că o ținut, ne-a ajutat un jucător a Germaniei. Nu a fost offside și Andone marchează în poarta lui Leno. Bine, e jucător de Premier League, Andone, vă dați seama, obișnuit să înscrie în poarta lui Leno, măcar în cariera noastră. Vedem că noi avem doar un singur șut pe poartă și e la gol și în Abriu mai dat și el un șut pe poartă pentru Germania, dar din spre bucuria noastră Radu a reușit să o scoată aici, Cătălin Cîrjan îl blochează bine pe Werner și ia mingea, nicio treabă, nicio treabă. Acolo Andone din nou îl așteaptă pe Cătălin Cîrjan. Cătălin Cîrjan, o pasă, dar îi dă, ajunge cumva mingea pentru un Da, hai sigur dea gol cu capul din poziția aia, îmi dau seama. Dar cu toate acestea se încheie prima repriză cu scorul de 1-0, un 1-0 surprinzător la care nici m-am bucurat foarte tare. Vedem că românii din Germania foarte bucuroși ne anunță aici distanță cât am alergat, pasii precise, 47%, adică din cele 16 pase pe care le-am dat, 14 au fost foarte bune. Bă, 1-0, golul minutul 35, bă, un egal mă face fericit pe mine, sincer să fiu. Un egal mă ajută, am avut două șuturi, bine, al doilea șut a fost ăla cu cap, dar din afara careului, care normal, ei au avut o ocazie mare, noi o ocazie mare și noi am reușit să marcăm față de Germania și sperăm să fie așa în continuare. Bă, 1-0, hai și cum așa, pasă în apărare dacă tot. Ocazie mare aici pentru băieți, un tackling făcut pe lângă și apără Radu, nu veni să cred așa ceva. Eram 100% sigur că e gol și aici ce parada lui Radu, mamă, și așa craci, elegant, un șut perfect, nu știu cum a scos-o Radu pe aia. Felicitări, nu vine să cred și am intrat și Mitriță în locul lui Uman, ceea ce este perfect. Oh, băieții pe atac, Germânica pe atac și Radu întârzie puțin. Dar zim că nu-i pe... A, era offside. Mamă, și aici Goretzka și Kroos ies amândoi și intră Havertz și... nu mai știu cine. Nu, Goretzka intră în locul lui Kimmich, pardon. Havertz în locul lui Kroos. Opa, băieți, schimbă mijlocul. Văd că de aici începe toată treaba și se descurcă băieții în continuare foarte bine. Cătălin Cîrjan la balon, îl așteaptă pe Andone, doar că nu are spațiu destul de bun. Havertz acolo încearcă să-l întoarcă, ce m-am știut, ce m-am citit. La bag acolo sprintau, dacă e gol din cauza mea, din cauza pasei alea proste, încep să mă oftic, dar no, n-aveți treaba, apărarea România e foarte, foarte bună. Opa, Gnabry la Werner și acolo și Cîrjan, citit foarte bine, ajutat și de un apărător a României. Băgăm sprintau, dar se duce Florinel Coman, din nou. Cam e trist, doar că de data asta se pare că este minutul 82 și Germânica scapă puțin pe atac. Am încercat acolo să ajutăm apărarea, dar nu destul și apără Radu. Radu, dă-mi mie, bun, perfect. Apără Radu acolo, bă, zeu Radu în acest meci. Foarte bine și vedem că mai urmează încă unul. Hai Mitriță, mai ține o leacă de minge, perfect, așa nici n-am cerut pasa aia. Hai bine, mi-o dădem ea, Mitriță din nou, ne lasă mingea, noi să nu pierdem. Avem foarte puțin, pac, de data asta Havertz nu ne mai încurcă. Acolo Cîrjan pe jos, dar a fost la minge, nu pot să cred și au mai rămas doar 2 minute în care Germania este pe atac, fug acolo cât poți eu de rapid. Nu pot să cred, o centrare, hai România, hai apărarea României. Centrează, fă ceva, bun, o centrez eu și hai fluiere, bun, România 1-0 cu Germania, un scor la care nici eu nu mă așteptam, eu eram foarte fericit cu egalul. Rădoi acolo se duce să dea noroc. Bine, de fapt, sper că nu dă noroc. De obicei, antrenorul Germaniei, știm cu toți, are așa niște... El mai pune mâna la singurele faze. Două super save-uri a lui Ionuț Andrei Radu, două super parade a lui Ionuț Andrei Radu, un gol din partea lui Andone, din pasa noastră, 1-0 cu Germania și urmează meci cu Turcia, echipa de pe locul 4, noi a trecut pe locul 2 la egalitate cu Portugalia, în care sperăm că Portugalia fac și eu o victorie, sperăm că făceau măcar un egal. Național obosit, noi ocheuți, Panțăru, Nedelcearu, Burcă de data aceasta cu Manea și Radu, care Radu a apărat, bă, Radu a apărat, Radu a jucat foarte bine, nimic de comentat. Este perfect totuși că reușim să facem performanță. Jucăm în 5 mai bine și deja ne apropiem ușor, cu un drum destul de aproape convigător pentru primele 3 locuri, să sperăm că pentru primele 2, că la primele 2 ne duc. Mai avem încă o partidă cu Portugalia de disputat, după care va urma ultima partidă cu Germania pe Național Arena, ultima partidă, al 10-lea meci din această grupă, se va juca la noi acasă, în care cea mai probabil meciul ăla va decide dacă, bă, știți, ne calificăm sau nu. Mai pase rele, dar acum parcă tiki-cacau ăsta merge destul de bine. Din nou Andone, doar că o mică pauză, Andone și penalti! Foarte bine întors acolo Supărat turcul și caltonaj galben. Perfect, perfect. Oh, Cătălin Cîrjan. Cătălin Cîrjan aici, pe moment. Concentrează. Cătălin. Băiatul cu dansul ploii. Dansul ploii pe partea aceea. Cătălin Cîrjan. Direct la vinclu. Cătălin Cîrjan. Aici la Stegureț. Hop, șutau, golațo, 1-0. La Turcia acasă, foarte bine, bucurie mare. Moșula, sigur, aici numai steaguri turcești în spate. Lăsăm, nu, după meciul ăsta oricum băgăm o shawarma. Așa ca să fim chit pe chit. Aici, direct, simpluț, la vinclu Cîrjan. Gol în minutul 14 din penalti, al 5-lea gol din această grupă. Și în a 6-a partidă avem 5 goluri în 6 partide. Este ok, e chiar destul de decent. Ceacanoglu, acolo, Ceacanoglu intimidat de către Burcă, mingea se lovește acolo de un jucător de-a nostru, încălcă-i foarte frumos, dar, bă, apărarea noastră chiar rupi. Apărarea noastră, în această carieră cel puțin, este foarte bună, direct la Denis Man. Andone se ferește acolo foarte bine, foarte bine, să vedem ce va face Denis Man, dacă o dă cumva înapoi, dacă doar o pierde, dacă se intimidează când... Capă turcii pe atac de data aceasta. Opa, foarte bine acolo. Băi, apărarea României este foarte bună. Uite, o, tot noi avem mingea, ce ziceam adineauri. Hopa, Cătălin Cîrjan cu mare, mare, mare grijă. Mare grijă acolo. Hai mă, hai mă, hai mă, dă mă o centrare. Foarte bună, foarte bună, foarte bună, că nu mai pot. Mare bucurie pe turci din greșeala noastră, se pare. Uite aici ce a făcut apărătorul, care era, nu cred că era Burcă, care era, era Nedelcearu, greșeala acolo din partea apărătorului, da, lăsat, hai că ușca foarte bine, mi-a trecut, Under reușește să marcheze, opa, mici greșeli în apărare, Cîrjan îl ține foarte ok, foarte ok, bine că nu a făcut rost de un penalti Cîrjan pe partea aceea, doar că jucătorii zic că nu vor să marcheze și direct 2-1 Național marchează și nici nu lasă să văd cum se bucură acolo cu jucătorii. Un nou gol dat de către Național fix pe final, dar din păcate se termină, bă, băieți, prima repriză. Două greșeli în apărare, 3-0 Germania, Portugalia, 1-1 cu Danemarca, ar fi foarte mișto pentru noi. Să termine doar 1-1. Hai că putem, hai că putem, hai. Cătălin Cîrjan. Opa, puțin faultat acolo dacă mă întrebați. Nu vă emoționați, nu vă emoționați în apărare, mă bucur. Aici puțin vina mea, hai. Hai, Marea, cu noi, cu noi pe atac, hai. Aici să vedem faza frumoasă, bun, pas acolo pe mijloc, se duce la... Andone trimite lui Cătălin Cîrjan, Cătălin Cîrjan, Cătălin Cîrjan, trebuie să-ți facă puțin spațiu. Și spațiu puțin cam prost și o creatie la cămă. Cătălin Cîrjan pasă direct la Stanciu, Stanciu la Andone, Andone la Cătălin Cîrjan. Cătălin Cîrjan cu sprintao, Cătălin Cîrjan, dubla lui Cătălin Cîrjan, ca să avem 6 goluri în 6 partide. Batem frumos palma, hai, luăm mingea și trebuie să mai marcăm rapid încă unul, pentru că pe noi nu ne interesează un punct, noi vrem toate cele 3 puncte. Cătălin Cîrjan cu dubla din acest meci. Ce sprintau acolo cu ultimul HP, bă, băieți, că mai avem foarte puține stamine și nu dau seama cum putere face un asemenea sprint, dar e bine, e bine, hai, hai că putem. Cîrjan foarte bine la Andone, Andone pasă pentru Cătălin Cîrjan din nou, Cătălin Cîrjan, gol și hat-trick, gata, după pumnul ăla am azi pe ce a trântit joystick-ul, învăța Cătălin Cîrjan să joace, pam, pam, hat-trick pentru Naționala României. Reușim aici, bă, băieți, de fapt să dăm un hat-trick în tricou Naționale României, mai bine zis. Cătălin Cîrjan, minutul 68, reușește al 3-lea gol. Bine, bă, băieți, dăm comeback-ul. Se pare că România are doar 3 șuturi pe poartă și Turcia doar 2 șuturi pe poartă. Acuratețe de 100% la ambele echipe pentru șuturile care au fost cel puțin pe poartă. Nici nu știu dacă mai au fost și alte șuturi pe lângă, dar cele pe poartă clar a fost automat gol. Și din nou în apărare, doar că de data asta strică băieții acuratețea și un șut pe poartă care, ce să vedeți, surpriza mare, nu a fost gol. Direct pasă pentru Florinel Coman. Se duce acolo Florinel Coman la Andone. Și fază interesantă. Se pare că și jucătorii noștri și atacul nostru reușește să creeze o fază fără noi. Bă, mă bucur foarte, foarte mult. Enesional făcut prima oară de către Cătălin Cîrjan, pe care au reușit cumva să treacă mingea. Ah, pasă deviată. Hai, direct sprint în apărare. Bun, Cătălin Cîrjan, mare grijă. Ține acolo jucătorul, să nu se întâmple nimic. Dacă Anoglu fuge, acolo îți consumă el toată stamina. Și bine acolo. Hai. Cătălin Cîrjan la balon de data aceasta. Ține mingea, Cătălin Cîrjan. L-așteaptă pe Denis Man și pasă bună la Man. Cărjan nu mai poate. Încearcă și Cîrjan acolo să facă ceva frumos. Andone pasă la Cătălin Cîrjan și șut cu stângul pe final. Da, un extaz enorm. Eu nu aveam 3 HP, nu mai puteam respira acolo. Ultima mea vlagă, un finez cu piciorul care nici măcar nu mă pricep foarte bine, pentru că nu am 5 stele de skill moves, am doar 4. El, mamă, wow, extraordinar. Și Denis Man, avem dreptul de a fi integraliști. Intră Băluță, premieră pentru noi și penalti, supărat Național. Înțeleg direct, s-a dus pe Cîrjan acolo și l-a trântit. Ăla cât de bun Sips, nu-i deloc fair play. Uite, vedem, l-a luat și când a avut o posibilitate direct. Nu se poate așa ceva. Cătălin Cîrjan aproape să marcheze al 4-lea gol. Hai să vedem dacă te mai bucure. Extrem de tare și de data asta ghicește colțul. Gata, să o ținem diferit. Cîrjan aproape de al 4-lea gol, dar măcar a reușit un hat-trick. Din păcate, culmea că la acest gol nu s-a mai bucurat cum s-a bucurat prima oară. Hai Național, hai mai. Data asta are grijă, dar îl faultăm noi. Ca să luăm galbi, mai faultăm pe lângă unul. Nu a fost deloc fair play. Ne-a răzburat și noi puțin pe Național. Ne-a luat un cartonaș galben. Sper ca cartonașul ăsta galben să nu ne coste, pentru că este de-abia primul. Luăm mingea acasă. 5 șuturi. 5 șuturi, bă băieți. 5 șuturi în care 2 pe finală, în care nu au fost, din păcate, au fost scoase de către portar, vreau să zic. Nota 10 curat pentru noi. A luat 2 save-uri, 2 parade foarte bune. Dar din păcate a reușit să întoarcem scorul și Cîrjan, datorită hat-trick-ului, trece mai departe cu 3 puncte, doar că și Germania și Portugalia au marcat. Punctajul nostru în momentul actual este 18, 15, 22. Băi băieți, dacă vă plac foarte mult acest episod, neapărat nu uitați să vă abonați, clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Deci de acum o perioadă îndelungată vom juca doar la tricoul Barcelona, mai avem în martie și după aia trebuie să jucăm și în Supercupă, trebuie să vedem ce vom face și în Champions League. Deci mai probabil dacă în ultimele episoade ne-am bazat pe Național României, data asta ne vom axa pe Champions League. Real Madrid fără Cătălin Cîrjan îs la 9 puncte față de noi, văleleu. Ce ați făcut, prietene? Odegaard nu mai marchează? Asta e cum avea tot goluri în 4 partide. Bă, sunt fan Real Madrid în realitate, eu Diez, dar cât timp băieții și-au bătut puțin joc de noi și noi după ce am cărat Realul, l-am cărat în spate, n-aveți ce comenta, am cărat Realul în Champions League să nu ne bage în finală, puțin de acolo de bun simț, dar vom vedea în episodul următor ce vom face cu Napoli, ce vom face cu Atletico Madrid. Urmează câteva meciuri extrem de tari, bă băieți, numele meu este Diez, vă urez să aveți o zi extraordinară și... dacă sunteți numai pe premieră, vă invit clar să dați un comentariu ca să vă dau o inimioară. Numele meu este Diez. Vă salut!